Dezvoltarea și modernizarea Severinului continuă până la ultima scară de bloc. Zona dintre străzile Independenței și Kiselev, mai exact strada Șișești, se va transforma într-un spațiu modern, accesibil pentru toți locuitorii, cu alei de acces, spații verzi și parcări la standarde europene. Văd că v-ați apucat în forță. Da, am început în forță, lucrăm pe două fronturi, avem deja două echipe, mai multe am aduce și mai multe, dar e zona foarte îngustă și nu ne permite. Cum sunteți mulțumit, domnul administrator? De... O ajutorul este pentru primar, cred că e subis infinit. Da. Se vede, e adevărat este... că era ultima stradă din exact, zona din care zona a rămas, dar nu știu cum a uitat-o primăria, deci că nu e atât de mare. Știți că noi am intervenit și la ceilalți care a fost înainte, dumneavoastră. Cam când preconizăm să o terminăm? Cam în două luni maxim, o să ieșim cu totul. Cu parcări, cu parcări, cu asfaltarea, și cu accesele la blocuri. Exact, accesele la blocuri. Am găsit toate. Eu spun că la cum vă mișcați, poate chiar mai este în firma de nota 10, asta vă spun că eu sunt în fiecare zi. Sunteți aici cu dânsii. Da. Gropile și lipsa de spațiu vor rămâne doar o amintire pentru locuitorii din zona dintre străzile Independenței și Kiselev, mai exact strada Șișești. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, s-a ținut de cuvânt, iar de astăzi au început lucrările de reabilitare. Acest loc se va dezvolta armonios și va oferi confortul unui spațiu rezidențial modern. O stradă care a rămas paradoxal neasfaltată, cu toate că asigură o zonă destul de importantă între Independenței și Kiselev, stradă cu sens unic, nu numai strada, ci și zonele adiacente erau nedezvoltate, neasfaltate. Refacem totul, parcări stânga-dreapta, căi de acces, trotuare, intrările în bloc. Vrem să și punem și infrastructura pentru gaze, chiar dacă gazele nu lucrează în această perioadă, dar măcar punem noi infrastructura, punem noi țeava atunci când vor lucra și vor da drumul la lucrări, să putem să nu mai spargem asfaltul, ci să efectiv să intervenim atunci în modul serios. Sper ca în mai puțin de două luni totul să fie gata. Nu e o lucrare mare din punct de vedere al sumelor, dar era necesară pentru oamenii din zonă și nu numai. Spuneam că e o stradă circulabilă, o stradă pe care o folosesc foarte mulți severineni. Cetățenii din zonă sunt bucuroși și încântați, această investiție fiind un vis devenit realitate. Eu de 3 ani sunt președinte acestei asociații. Da, asta asociația este împărțită cam în 3 mici asociații. Acum toți au fost de acord cu mine să mă lupt cu proiectul ăsta și cu ajutorul domnului primar, care vedeți și dumneavoastră, tot timpul a fost lângă noi, s-a găsit bani și se poate realiza această lucrare. Deci pentru mine a fost un vis. Le-am promis oamenilor, oamenii au înțeles și ne ajută tot ce facem. Se preconizează că în aproximativ 2 luni toată zona va fi modernizată. În acest moment, la acest stadiu al lucrării, am început montarea bordurilor, refacerea infrastructurii, urmează balastarea, piatra concasată, ulterior două straturi de asfalt pe toată zona. Accesele o să fie făcute spre toate intrările la blocuri, reabilitate absolut toate, locurile de parcare o să vină cât mai multe, o să lărgim parcările la maxim, să creăm condiții cât mai bune cetățenilor. Spații verzi care o să vină aferente parcărilor o să vină amenajate absolut toate. Extinderea rezidențială a Severinului constă și într-un confort urban adecvat care să cuprindă infrastructură și spații publice de calitate, sigure și moderne pentru toți locuitorii.